Bun găsit, una caldă, alta rece, benzina se ieftinește, iar motorina se scumpește. Pentru marci, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 16 lei și 85 de bani pentru un litru de motorină standard, cu 3 bani mai mult decât era luni. Însă benzina cu cifra octanică A95 se ieftinește cu 3 bani și ajunge la 20 de lei și 92 de bani pentru un litru. De la începutul lunii, de când ANRES stabilește zilnic prețul plafon la carburanții standard, motorina s-a scumpit cu 58 de bani. Mai exact, în 2 septembrie, prețul maxim era de 16 lei și 27 de bani pentru un litru, iar în 20 septembrie de 16 lei și 85 de bani. Și benzina A95 s-a scumpit cu aproape un leu în mai puțin de o lună. În 2 septembrie, ANRE a stabilit un preț maxim de 20 de lei și 7 bani, iar în 20 septembrie de 20 de lei și 92 de bani. Cea mai mare cotație a fost anunțată de regulator în 16 septembrie, când litrul de benzină a ajuns să coste 20 de lei și 98 de bani. Scumpirile constante ale carburanților i-au nedoperit chiar și pe autorii proiectului privind modificarea legii carburanților. Anterior, deputatul PAS Radu Marian a spus că este nemulțumit de majorări și că trebuie stabilite reguli mult mai clare în acest domeniu. Iar colegul său, Vladimir Bolea, a anunțat în cadrul unei emisiuni de la Publica TV că deputații PAS intenționează să schimbe din nou legea carburanților. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a explicat că tarifele cresc din cauza majorării prețului mediu de tranzacționare a produselor petroliere la bursele internaționale, în special a benzinei.